prezent la ședința Consiliului Local al orașului Bogna. Suntem toți consilieri, suntem în cer. Înainte să dau curs să citesc ordinea de zi, vă rog, dacă sunt probleme cu ceea ce privește procesul verbal de la ședința trecută, dacă sunt ceva discuții, poftiți, domnule Arbor. Deci, eu la proces verbal, pe luna trecută, am ridicat problema parcărilor de la PEU. Parcărilor și nu la garaje. Nu știu dacă sunt garaje la PEU. Deci, la locul la care sunt ele, deci vorba de că unii locatari de acolo au aprobat de la primăria orașului Capona spațiu pentru parcare. Alții nu. Am mai discutat lucrul ăsta, nu s-a rezolvat. Deci eu atunci am spus așa, dacă tot discutăm despre garaje, să introducem în acest material și parcă. Nu s-a făcut, nu o supărare, dar mă rog să corectați. Da. Domnul Iurea, vă rog. La această întrebare, în 1927, atunci am redactarea unde s-a făcut și reprezentarea Consiliului Local față de editația pentru care au fost din Italia și bine am s-a prezentat de la Renunța doamna Leonidă. Renunța a trecut direct la domnul Măciucă. Eu și colegul meu din țară am fost în vizită. Cu totul că am fost prezentat, zice, nu, nici să te vedea care. Nu, eu în primă, nu nimic, da? Dar... O să vă comentăm. Da, mulțumesc. Mai sunt alte probleme. Supun la vot procesul verbal al ședinței Consiliului. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Dați voi să dau citire la ordinea de zi. Este și o suplimentare la ordinea de zi, în punct, vă aduc ați primit-o toți. Dau citire cu totul suplimentare, dacă sunteți de acord. Atunci aprobăm ordinea de zi, cum a fost scris inițial și după aceea suplimentăm. Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea. Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei consilier Aghinea Luminița, președinte de ședință pentru luna decembrie 2017, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Observ că toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primarul orașului, deci nu mai citesc la fiecare. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul orașului Târgu Ocna, județul Bacău și aprobarea programului de măsuri privind eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30.000 de lei din bugetul local pentru organizarea manifestațiilor organizate la nivelul orașului cu prilejul sărbătorilor de iarnă. 5. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public de interes local în domeniul privat al orașului Târgu Ocna. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului Montesa. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare cu privire la necesitatea și oportunitatea achiziționării de către Unitatea Administrativă Teritorială Târgu Ocna a imobilului situat în orașul Târgu Ocna, strada Gheorghe Iasachi, numărul 2, județul Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului orașului Târgu Ocna să semneze contractul de credit de investiții încheiat între CEC Bank și orașul Târgu Ocna. 9. Proiect de rectificare a bugetului local. 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de concesiune pentru terenurile aferente construcțiilor cu destinația garaj, care expiră în anul 2017. 11. Raport general privind starea și calitatea învățământului din orașul Târgu Ocna. 12. Informare privind lista efectuată de primarul și viceprimarul orașului Târgu Ocna, împreună cu o delegație formată din consilieri locale, în localitatea Capaclia, raionul Cantemir, Republica Moldova. Punctul 13. Informare privind vizita efectuată de primarul orașului Târgu Ocna, în localitatea Dolinske, din raionul Mureni, Ucraina. O să citesc și suplimentarea pe care am primit-o cu toții. Suplimentarea la ordinea de zi, punctul 14, proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului modernizare și dotare Colegiul Costache Negri, orașul Comuna Județul Bacău. Toate aceste proiecte de lucrări au fost inițiate de primarul orașului. Dacă sunt ceva discuții pe această temă, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Începem cu primul punct. Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei consilier Aghinea Luminița, președinte de ședință pentru luna decembrie. Nu cred că sunt discuții. Cine este pentru? Dați-mi voie să spun. Vă rog, domnul consilier, nu știu că Comisia juridică a acordat. A, scuzați. Mă scuzați. Celelalte comisii n-am avut. Cine este pentru? Împotrivă, nu se abține nimeni. Vă abțineți dumneavoastră? Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul orașului Tuduna, județul Bacău, și aprobarea programului măsuri privind eficientizarea activității de înscriere a datelor registrului agricol. Comisiile. Comisia juridică a fost favorabilă. Comisia juridică a fost favorabilă. Discuții la Comisia economică n-am. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului orașului Târgu Mureș, județul Bacău. Comisia juridică a avis favorabil. Comisia economică favorabil. Comisia pentru care a avis favorabil și pentru de la Târgu Mureș. Discuții? Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva, nu se abține. A trecut și acest proiect. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30.000 de lei din bugetul local pentru organizarea manifestațiilor organizate la nivel orașului cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Comisia juridică a fost favorabilă. Comisia economică, vă rog. Comisia economică e favorabilă. 4 abține și combate. Discuții. Vă rog, domnul Guia. Referitor la raportul privind alocarea din bugetul local, avem aici pachete care vor fi împărțite pe locul 974 pentru școala gimnazială 1, 2, 3, Iulița, Picot, Ar și UT. 100 pachete pentru comunitatea de rom. 150 pachete pentru familiile nevoiașe din parohii. Și 100 pentru alte persoane nevoiași. Eu vreau să întreb, domnul primar, alte etnii în Târgoana, numai avem decât, numai etnia de rom? Sau ce statut au aceștia? Și eu am punct de vedere închiriere de scenă 5.000 de lei. Spune-mi și mă întreb dacă în același, în acest timp, de când tot închiriem scena asta, cred că primăria a achiziționat 20 de comună. 5.000 de lei pentru o zi, maxim 2, se pare exagerat de mult. Mulțumesc, doamna. Altcineva? Domnul Ian. Eu aș fi făcut o mare calculație privind aceste pachete. Că se poate face. Adică, în linii mari, cam ce ar conține pachetul ăsta cu dulciuri și s-ar fi făcut o anticalculație și spunea că fiecare pachet are o valoare de ori 1.600 și vedeam toții că ajungeam pe valoarea de 3.000 de lei, sau 2.000 de lei. A trebuit să avem un alt proiect de hotărâre, rectificarea bugetului local. Crescând salariile, s-a pus atunci întrebarea dacă va crește calitatea muncii. Deci, prin dovadă că n-a crescut calitatea muncii, pentru că aici, dacă se făceau anticalculații, nu mai avea ce să facem. Mergeam chiar cu ochii. Mulțumesc. Altcineva, dacă nu mă simt.
Supun la loc proiectul de lege. Cine este pe... Vă rog, domnul. Fiecare a absolvat aceste pachete, le s-au împărțit de Moș Crăciun la școli. Nu vreau să le aprobați, va fi primul an în ultimii 20 de ani, că nu se dau aceste pachete. Le aprobați foarte bine. Referitor la cei 30 de lei, nu știm. După ce se aprobă suma, o să găsim un agent economic care va stabili de 30 de lei ce poate să pună acolo. Nu știu, 20 de lei. Se obișnuiește de ani de zile, se merge prin școli, merge moșul îmbrăcat în haine de moș și împarte în toate clasele. Pentru cei care nu vin la școală de lor, se duc și împarte pe familie de pe la birou de asistență socială și, și Casa Blanca la fel, se împart pe familie, iar acolo unde a văzut parohii, am dat și la parohii și împarte la ce vreți să împărți familie, sunt acolo, nu mai. Da, nu o să întâmple nimic, dar cam acesta nu sunt acolo. Referitor la, la scenă, avem de 31 decembrie acele manifestări care sunt curate. Da. Aducem scenă, nu mai facem nici festival. Nu e o problemă, chiar nu mai avem deloc, nu mai prea mult. Cei 50.000 care sunt pe scenă, nu e o dată, 5.000 de lei, pardon, 5.000 de lei pe scenă. Cred că o dă de două ori, parcă, dacă nu înșel eu, adică o plătim o dată mai scena al domnului două ori, dacă nu asta este o scenă mai ieftină și mai apropiată. Dar domnul primar, aici mai rezonabil preț. Dacă ne raportăm la prețul pe care cel mai stă de la Orești, o să facem orice o comparație. Știți că și în perioada cât ați fost noastră viceprimar, tot cu dânsul se lucra și el o dă la un preț. Avem o scenă. Dacă vrem, uitați, trecem pe lista de investiții, vom avea o scenă noastră și, și nu mai dăm acești bani. Este acel festival de datin, așa cum este el, se obișnuiește, hai să nu mai facem, nu mai facem, însă nu cred că nu e bine să nu facem nimic. Focurile de artificii nu cred că o să le mai facem, nu mai facem nici festivalul, cum credeți, nu mai dăm nici pachetele și atunci... Eu sunt convins că domnul Iar a vrut să aibă, a avut doar o opinie. Nu a cerut părere. Nu a cerut părere. Răspunsul meu astfel pe mine nu mă satisface deloc. Pentru că îl faceți la mișto. Adică se vadă orașul Târgu Mureș că cei de la PNL, sau eu în persoană, nu sunt de acord să dați aceste ajutoare. Nu! Puneți mâna pe treabă, faceți anticalculații și dăm mai multe ajutoare. Nu numai de 30.000 sau 20.000. Asta nu răspuns că l-ați aruncat dumneavoastră pe piață aici. Îi faceți mișto? Nu știu acum, nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta. Nu știți. Nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta, nu vocabularul meu, dacă nu am asta folosiți. Când din cei 20 de lei, nu pot să vă spun acum ce. Vom contacta cu mai multe firme după ce se aprobă suma și în 20 de lei, nu știu ce intră, nu vă pot spune acum că e o bomboană, un biscuite și o portocală. Asta e răspunsul. Nu știu, putem face, uitați, nu știm ce agent economic va face. Pentru că, de ce nu știu, domnule? În momentul când ați aprobat suma, noi lansăm oferta și nu știu ce agent economic poate să facă câte pachete sunt, domnule? 1000 și ceva de pachete. 1700 de pachete. Nu oricui îi convine să facă 1700 de pachete pentru 20 de lei cu ambalaj, cu muncă, cu chestii. Și funcție de agentul economic care se oferă să facă acest serviciu, va pune acolo ceva. Chiar nu am ocupat de problema asta și de problema așa. La întrebarea mea, acum cu 50 de asta se ridica problema scenei. Deci această scenă, spun asta, da? Nu, domnule, nu-i simpla scenă. Deci vine scena cu tot ce e acolo, cu lumini, cu ce e acolo. Și ce se întâmplă? Haideți să vă spun un lucru. Am avut într-un an stăunubile. Haideți ca să nu știu ce. De ce dăm acești bani pe scenă? Pentru că într-un an am avut noi o scenă, făcută de noi aici, niște dulap și... Și țineau băieții, când s-au urcat ursul pe scenă, țineam noi de el, că dacă cădea unul acolo, răspundeam de el. Și atunci, aducem o scenă autorizată și aia, dacă se strică ceva la ea, răspunde cel care o are în proprietate. Că altfel e complicat, că de ce cursul se joace acolo? Ideea mea era dacă nu ai cocoși. Domnule, putem... este o altă problemă. Asta puteți propune în bugetul... Domnule, cum e ce spune asta? În bugetul de anul viitor, prindem scenă pe planul de investiții și avem scena noastră și atunci nu mai avem nici la zile orașul și o ținem în centrul orașului. Ideea e grozavă. E bine. Așa este. Am mai făcut o dată calculul ăsta și de asta am și precizat că nu e vorba mai de scenă.
E vorba și de instalația de sonorizare, e vorba și de lumini, e vorba și de autorizarea televiziei. Faci un calcul și ai vedea cât timp ți l-ai amortiza, având doar două sau trei evenimente locale, presupunând că nu știu dacă ai să închiriezi pe mai departe, ai să constați că amortizarea este colosală față și de... Și rugămintea este chiar dacă vreți. Vedeți noastră pe internet cât costă un an. Și faceți că apurarea este corectă. Noi suntem de acord. E 100.000 de euro. Nu e 100.000 de euro, dar să știi pentru cei care lucrează. Poate că se înțelege. Domnul viceprimar, domnul viceprimar, cred că aceste discuții sunt și pe fondul că un partid s-a opus să nu câștige mai mult din imagine, dar este eliminată această suspiciune, deoarece și în cuvântul domnului primar și se spune că cel care va împărți cadourile este Moș Crăciun și vă asigur că Moș Crăciun nu este regimentat politic. Păi eu sunt domnule. E prima altă curată, e prima altă. Facem galben, acolo va fi galben. Facem roz. Și dacă va fi galben, galben tot nu va fi regimentat politic. Haideți să o spunem pe asta cu ideea corectă. Nu, domnul Iaru n-a vrut să fie. Să știți că noi ne-am întâlnit și am discutat ordinea de zi la partid, dacă eu vreau să o luăm pe partide, și am fost de acord cu această spune. Dânsii au vrut să vină cu o propunere sau să aibă o opinie. Care e problema? Ce vă garantez eu, domnule președinte? Ce vă garantez eu? Că am scos din pachetul ăla Cico, Dracu, ce mai acolo, Cola, de Fanta, din pachetul ăla. Deci l-am scos ca să găsească la niște biscuiți și niște portocale. Și Fernandezul, care a dat sărea la 100 de pachet. Prinândesc, domnul primar. Nu ați dat să vă duceți la urmă ce aveți în oraș? Din ce e? Dar cine crezi că asta că a prinasit? Dar noi domnii moși pe ciuprate, domnule. Ce-mi vrea? Pune prinatezul. Mai e altă poveste care. Vă invit chiar să vă implicați în problema. Dar o discutăm mai divers. Este 200 din pachete către comunitatea Geroc. Eu am întrebat lui Zeru. Aceștia și ce-ți mai ales? Cei care nu se duc la școală, deci cine primește, primește în clasă, la școală, toți copiii. Cei care nu se duc la școală, care nu se duc la școală, sunt 100 care sunt foarte bine înregistrați și pe cunoscut și serviciul de studiu. Deci ce legătură are cu oameni? Tot prof. Eu sunt bine moșul și pentru el. Haideți să ne depășim în momentul. Am studiat chestiunea la comisie și am făcut e ca reprezentare pe criterii. Deci poate era mai bine să nu se fie societate. Dar rog, nu trebuie. Că rog că sunt așa... Nu e ca probleme, trebuie să vedeți. Ele 972 de pachete și 100 la rom și nu știu. Dar dacă ne uităm totuși în distribuția pe criterii etnice, undeva la 10% din populația orașului Târgu Mureș, că acolo este și etnia rom. Atunci va fi, Haideți, vă rog, nu era vorba despre cadou. N-am citit statutul orașului Târgu Mureș. Acolo se face vorba despre structura populației. Haideți să fim serioși. Haideți să supunem. Mai sunt alte... Mai sunt discuții pe la punctul ăsta, nu. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? O abține. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public de interes local în domeniul privat al orașului Târgu Mureș. Comisia... Șoide, da? Șoide, vă rog, urbanismul. Și economic disfavorabil. Discuții la acest punct. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Sandrău și Crăține. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului Montesa. Comisia Economică. Comisia Juridică. Mulțumesc, administrator. Am zis că economică prima, sim, pentru că era direct interesat. Poate comisiilor? Da, mulțumesc. La urmărism n-am avut, la Comisia Națională. Discuții pe această temă. Domnul Cristi Manțelu, vă rog. Am înțeles că au fost taxele 0,5
lei pe locuitor și acum deja au trecut la, la un leu. Dacă au trecut așa repede, nu știu cum va fi în următorii ani. S-a dublat suma. Da, s-a dublat suma. Am văzut și noi că s-a dublat suma, dacă ați putea să ne dați explicație de ce dumneavoastră faceți parte din... reprezentați orașul în această asociație și dacă... Această asociație Mântesa s-a înființat în acest an. Localitățile Mănești, Lofteana, Stănit, Târfoca, Mogilești. Am fost membru fondator, eu urmează să primim și alți membri din tot bazinul de Trotuș. Sediul este la Mărinești și încercăm să promovăm întreaga zonă și să vedem ce proiecte putem prinde pentru toată zona. A fost inițial votată de termenul 05 la înființare atunci, 05 lei de locuitor, dar la concluzia ca să poți avea o activitate cât funcțională să fie un leu de locuitor. Asta a fost propunerea celorlalte localități și nu cred că este foarte mare. Un leu, asta a fost discuția, sigur eu am susținut 0,5 lei. Celelalte localități au propus conducerea asociației, au propus un leu. Bun, dumneavoastră, hotărâți cum vedeți că da, avem în vedere faptul că s-a dublat așa din prima, numai o lună sau două, nu știu, dacă care este în regulă. Dacă dumneavoastră ne-am ținut într-adevăr 0,5 lei, este nu s-a făcut, nu s-a făcut nicio plată până acum. Deci știm, da, știm că ea a fost înregistrată în luna octombrie. Are tot ce trebuie pe fiscal și statut aprobat. Totuși n-am făcut nimic în această asociație și am dublat, am dublat cotizația, nu? Nu s-a văzut nimic. Vă rog, domnul Mucea. Deci, să înțeleg, o să plătim în jur de 13.100 de lei, 100 de lei la cotizație, la ceva ipotetic, că vom intra, vom accesa, vom construi, vom aduce turiști și așa mai departe. Se duce la Mănești, la Mănești, ei au posibilitatea să angajeze oameni din comunitatea locală de acolo, deci ei fiind cei mai câștigați. Noi fiind cotizanți la momentul actual. Da, așa este. Mai sunt sumă mare, dar putea să o folosim în altă parte. Altcineva? Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pe... Împotrivă. Împotrivă un vot. Abține. Și domnul Roșet tot abține. La 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 abține. 6 abține, un vot împotrivă, proiectul a trecut. Deci vom plăti această taxă. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare cu privire la necesitatea și oportunitatea achiziționării de către UAT Târgu Una imobilului situat în orașul Târgu Una, strada Gheorghe Asahi, numărul 2, județul Bacău. Probabil că este vorba de ce am discutat despre fostul sediu al poliției. Comisie. Juridică, avis favorabil. Urbanismul. Discuții. Mai sunt că au fost despre. Vă rog, domnul Maciucă. Reinterez acele discuții. Noi avem clădiri care stau în paradigma. Avem Casa Borisov, care este monument, de parte un monument. Avem străzi, câini, avem o leduri, un alt led nu avem. Avem o grămadă de lucruri de rezolvat. Și noi împrumutăm o sumă pe care o dăm în an de zile pentru a cumpăra un mobil la care nu știu ce face. Deci numai la achiziționăm pentru că este într-o zonă centrală și că trebuie să ne extindem. Deci... Da, știu, știm discuția, s-a discutat și acum câteva luni în urmă.
La urmă, că e păcat, uitați-vă totuși. Marea majoritate a cetățenilor cu care am vorbit nu sunt de acord cu achiziția acestui imobil. Ca să vă spun, nu știu cu ce rezultat n-am. Eu cred, eu într-un fel vă înțeleg, dar uitați ce s-a întâmplat în urmă cu o lună de zile, clădirea frumoasă de lângă Lucoiul, cine a achiziționat? Păcat. Într-un fel aveți dreptate, sunt probleme, dar am discutat problema asta și personal am fost de acord să achiziționăm această locație. Să nu încapă pe mâna altului, ba, aveam la momentul oportun niște informații, cine a vrut să cumpere și ce să face aici și chiar avem destule supermarketuri sau mini-marketuri și... Mă rog, într-un fel aveți dreptate, ipotetic, nu știm ce vom face cu ea, dar nici s-o fi venit cineva cum s-a întâmplat cu acea clădire de lângă... Asta arată și o notă de fundamentare foarte slab. Dacă nu știm ce face, cumpărăm întâlnit și nu știm ce face cu ea, atunci avem de spus. Alte discuții, vă rog, să închideți telefoanele. Culmea, eu nu prea să intervin, dar tocmai datorită notei fundamentare intervin. Acolo se spune la ce îl vom folosi. Și tocmai asta mă pârșgâne pe gânduri. Uite, poliția nu e poliția. Iar o aducem înapoi, iar o aducem. Aici poate fi chiar și o achiziție rentabilă pentru primărie. Probabil vor da o chirie, care a trimis de o chirie care să acopere rata și să avem și un profit. Dar asta vă rămâne să văd în modul de fundamentare. Dar sigur, poate e prea devreme să știm așa ceva. De asta... Da. Și deci îl vom da gratis poliției sau nu? Era vorba de poliția locală. Poliția locală, da. Poliția locală are sediu. Nu are sediu. Dacă e de acolo, am zis că undeva că nu e de randare. Inițial a fost de acord să-l achiziționăm, dar acum cu această destinație, mi se pare și bun. Da, mai cam asta. Vă rog, doamna Noțu. Fără discuție, că vă păstrez un lucru de consecvent, a spune că sunt de acord cu achiziționarea terenului, însă, așa cum precizau și antevorbitorii, legat de nota de fundamentare, este suport și critică. Dacă asta justifică interesul pe care îl are Consiliul Local de achiziționare acest teren, dați-mi voi să vă spun că cred că nu suntem pregătiți absolut deloc. Și să vorbesc pe poliție. Nu, poliția nu va mai veni niciodată acolo, în primul rând, și spațiile care le-au avut, nu mai sunt că le-au demolat. Ei au un contract care e pe o anumită perioadă de timp, cu perspectivă de achiziționare, a cumpăra spațiul respectiv, deci nu va mai avea niciun fel de obligație din punct de vedere a locației pe care o au ei. Poate că pentru poliția locală e altceva. Dar adunându-le pe toate, așa cum se prevede în nota de fundamentare, și pompieri, și salvarea, și poliția, sau eu știu ce mai trebuie acolo, locul care ar putea să satisfacă cel mai bine din punct de vedere a operativității acele instituții care trebuie să intervină de urgență. Mai mult decât atât, ar însemna niște investiții pe care nu le văd într-o perspectivă apropiată de a fi realizată. Fără doar și poate că terenul este necesar pentru perspectiva de dezvoltare a localității. Primăria este la doi pași, alături pe Casa de Cultură, sunt multe destinații pe care le poate avea acest teren, dar nici într-un caz pentru ce a fost. Ca atare, dacă s-ar dori, cred că ar trebui să revină la o fundamentare serioasă în care să facă vorbire despre dezvoltarea durabilă a localității și e mult mai convingător decât ceea ce îi prevăzut acolo. Mi-e teamă de altceva. Mi-e teamă, vă spun cel mai sincer, că poate e vântă mea, cu cei la cup, eu știu, prin sediul vechii poliției sau eu știu ce alte destinații vreau în spațiile de acolo. Dar cu toate astea, vă spun încă o dată, sunt de acord să se achiziționeze aceste. Da, am fost cu toți la momentul, vă rog, domnul primar, să da. Este a patra ședință când discutăm de acest teren. S-a hotărât ca el să fie achiziționat. Cei de la care ne acordă creditul CEPU solicită o notă de fundamentare. Făcând instituții publice, din informațiile care le-am primit noi, punctajul este mai mare pentru acordarea acestui teren. Împreună vom stabili ce vom face acolo și sigur vom face ce este mai important pentru oraș.
Haideți să dăm drumul și acestei note fundamentale. Suntem într-o fază avansată de a obține creditul. Tocmai de aceea mergem pe credit și nu pe plăți din alte conturi sau din buget, pentru că ei vor verifica foarte exact cum se face plata și în ce condiții se face plata. Având în vedere că proprietarul este din Germania și ca să nu avem suspiciuni, este bine ca creditul să aibă în această direcție. Haideți să votăm și nota de fundamentare și după ce avem aceste rând, împreună vom discuta ce se va face cu el. Repet, am scris instituții publice pentru că se dă un punctaj mai mare. Dacă tot să trebuie aici, ca să luăm cuvântul, poate îmi spuneți dacă ați mai avut ceva discuții cu proprietarii legat de... Doamna Oberi, ei sunt proprietarii, știu atât. Când venim, să ne dați bani. Atât îmi interesează. Restul, tot ce facem aici, o ședință. Am trimis un mail acum două săptămâni și spun, eu trimis. Când venim, să ne dați bani. Atât știu. Rest, nu interesează toate chestiile care facem noi, să vedeți consiliul, primul consiliu. Și ne-a dat ultimatum. Am spus, noi de-a facem creditul. Acum, asta e ultima etapă. Că și cu creditul ăsta ne-a verificat mult timp. Și dacă dăm și nota, o să avem material. Pentru că, așa cum spunea și domnul președinte, s-a cumpărat și cel de alături și poate era bine să-l fi luat, dar nici n-am mai îndrăznit să venim. Dar gândiți-vă că sunt supermarketuri, așa cum are informații, o avem și noi. Și sunt cel puțin 3-4 care au venit să interesate această lucrare. Haideți să o luăm și apoi vom stabili ce vom face cu aceste lucruri. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să... Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Două abține. Proiectul de hotărâre a trecut. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului orașului Târgu Mureș să semneze contractul de credit de investiții încheiat între CEC Bank S.A. și orașul Târgu Mureș. Comisia juridică, economică. Comisia economică am avut. Nici de discuții, dacă sunt. Supunem-vă, cine este pentru? Împotrivă? La fel ca la celălalt. Abține? Două abține. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind proiectul de hotărâre a trecut. Majoritate. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Comisia economică. Aviz favorabil. Discuții. Nu sunt? Da. Vă rog, domnule. Aș dori să nu se explice și nouă care dar se poate contura. De ce se ia din contact și se pune la motivație. Pentru că tare mă tem și nu mă tem, așa este explicat, cheltuielile astea se duc în cheltuielile cu salarii. Asta înseamnă că primăria orașului lor a rămas fără bani. Da, așa cum am discutat și la când s-au aprobat mărirea de salarii, am luat poziție și de aceea ne-am și abținut și am fost împotriva unei dintre noi. Ne temeam că o să fie luați bani de la investiții și o să fie duși către salarii. Din această rectificare, cam asta rezultă, nu știu. Mai sunt și alte ridicări care cu celălalt sunt de acord. Și cu asta, dacă doamna contabil șef ne poate da mai multe explicații, dacă nu... Da, pot să dau explicații. Ați scoat de la investiții, ați dat la acordă la salarii. Exact ce am luat. O iau de la început. Rectificarea de buget are două componente. Odată se rectifică pentru că vin bani, prin ordonanța de urgență a guvernului din care s-a rectificat bugetul național, s-au alocat bani, în primul rând, pentru salariile profesorilor. Deci nici învățământul, pentru luna decembrie, nu aveau salariile suficiente alocate în bugetul inițial. Lucrul ăsta se întâmplă an de an, îl știm cu toții, cei care suntem aici de mai multă vreme.
O altă componentă, și nu numai pentru salarii, cât și pentru drepturi din hotărâri judecătorești câștigate în instanță. Este vorba de suma de 382.000 de lei. O altă componentă, o suplimentare a bugetului local cu suma de 397.400 pentru că a venit bani din programul PNDL pentru prima cerere depusă în proiectul asfaltare strâns PNDL 2, cum îi spun în azi. Iar a treia componentă este o rectificare de buget care înseamnă o diminuare a unor capitole bugetare unde nu s-au realizat sau s-au făcut economii la anumite cheltuieli și ducerea lor în capitolele în care nu erau suficienți bani alocați și trebuie să alocați în momentul acesta. În raportul de specialitate am scris lucrul ăsta, dacă vreți să-l citesc, capitolele de unde se propun diminuarea creditelor bugetare sunt următoarele. Evidența populației, cheltuieli materiale, 4.000 de lei. Transferul cu caracter general, transferul din bugetele locale, minus 90.000 de lei. Ordine publică și siguranță națională, protecție civilă, PSI, cheltuială materială, minus 4.000 de lei. Cultură, religie, subcapitol bibliotecă, cheltuieli materiale, minus 20.000 de lei. Casă de cultură, obiectiv, reabilitare, casă de cultură, pentru că aici am spus la începutul anului că estimam noi că o să mai plătim ceva la proiectul de reabilitare a casei de cultură, dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat, pentru că proiectul este finanțat în totalitate de Compania Națională de Investiții, drept pentru care ne-am permis să luăm suma de aici, este vorba de 44.000 de lei. De la stadion, cheltuieli asociații și fundații. Știți că la începutul anului am pus o sumă pentru funcționarea acelei asociații sportive care să întrețină echipa de fotbal. Acest lucru nu a mai fost finalizat, drept pentru care am putut să luăm de aici 70.000 de lei. Săr de sport, 200 de lei. Alte servicii în domeniul culturii, la fel bugetase pe lista de investiții, niște la cheltuieli de capital, documentații pentru completarea listei monumente istorice. Încă nu au intrat în vigoare actele normative pe care să putem depune astfel de proiecte și nu am făcut proiectul respectiv, de pentru care și de aici am luat 16.000. Asistență socială. Luăm 50.000 pentru că inițial la buget am pus banii de la noi, din bugetul local, iar ulterior, pe parcurs, am primit bani din TVA. Deci am economisit banii noștri și îi folosim pe cei din TVA. De aceea ne-am permis să luăm această sumă. De la capitolul locuințe și servicii publice, 20.000 și de la protecția mediului, salubritate, de la cheltuieli de capital, respectiv dotări, minus 70.000, pentru că îi ducem în zona de cheltuială materială, tot la salubritate. Și acum să spun creditele propuse pentru suplimentare. Autorități publice, cheltuieli de personal, 140.000. Rambursări de credite, capitolul servicii publice generale, 102.000. Tranzacții privind datoria publică, cheltuieli privind dobânzile, 11.000. Bibliotecă, cheltuieli de personal, 5.500. Muzeu, cheltuieli de personal, 4.300. Casă de cultură, cheltuieli de personal, 14.000. Stadion, cheltuieli de personal, 5.600. Săl de sport, cheltuieli de personal, 9.300. Spații verzi, cheltuieli materiale, 10.000. Asistență socială, 4.800, cheltuieli de personal, scoate de la indemnizații și duși la asistenții personali. Asistență socială, ajutoare sociale numerar 11.700 pentru ajutoarele la încălzirea cu lemne și protecția mediului salubritate, cheltuieli materiale plus 70.000. Mulțumim, doamna. Majoritatea vreau să duc pe cheltuieli de personal, credite și am mai avut undeva 70.000 s-au zidat. Discuții dacă mai sunt.
Domnul Bucurvăr. Aș vrea să nu ne păcărim unii pe alții și să nu fim populiști. Când am aprobat majorarea salarială, știam de atunci că va crește salariul minim de economie, știam de atunci că va crește, vor avea loc niște creșteri la nivel salarial și nu puteam să-i lăsăm pe salariații din primărie să fie cu salariul mult mai jos. E adevărat, că atunci am și spus că va fi un efort făcut din partea noastră, va trebui să facem acest efort, cu personalul acesta din primărie va trebui să obținem, dacă se va putea, bani europeni, proiecte, PNDL-uri, coruri și așa, posturi și așa mai departe. Din acest motiv am făcut. Acum nu putem să ne dezicem. Când am făcut proiectul de buget la începutul anului, am avut o viziune. În timpul anului s-au schimbat anumite lucruri. De asta este necesară rectificarea de buget. Trebuie să o luăm ca atare. Asta este. Mulțumim frumos. Nu cred că am cineva să facă o declarație populistă, vă rog. Când am discutat, când s-a discutat în Consiliu despre mărirea de salarii, ne-am impus punctul de vedere și chiar am spus ce o să faceți, că nu să scoateți banii. Sunt curios, când să faceți cum să se facă bugetul pe anul viitor, vă mergeți banii pentru că o să mai vină din nou creșteri salariale de la 1 ianuarie, datorită măririi salariului minim pe economie. Ce o să faceți de unde scoate? Vă rog, domnul Bucur, v-ați vorbit. Ce o să faceți când mărim impozitele? Nu sunt trebuie acolo. Vă spuneam de acum, să nu veniți cu mărire de impozit. Pentru că nu putem. Locuitorii nu mai pot suporta mărire de impozit. Deja suportă scumpiri, benzină, motorine și alte ouă și nu știu ce mai, sau mai scumpiri. Nu cred că cineva a putut să facă o declarație populistă. Am discutat și atunci am luat cuvântul și atunci vă rog, domnul Măciucă. Da. Exact cum am zis și la momentul mărilor de salarii și am fost singurul care a votat în contribuțiilor, da? Noi n-am crescut salariile de punctual. Scuze. Da, n-am crescut salariile punctual celor care merită, așa cum au făcut alte primării. Noi am crescut salariile Otova și am ajuns exact la punctul în care trebuie azi să facem, să aprobăm o rectificare bugetară. Ce am hotărât atunci? Așa rămâne. Alte discuții, vă rog. Supun la vot atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Pentru proiectul de hotărâre a postarilor. Da. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de concesiune pentru terenul aferente construcțiilor cu destinația garaj, care expiră în anul 2017. Inițiator primarul orașului de Bună. Comisia juridică. Urbanismul. Economie. Disfavorabil. Discuții. Domnul Panțăr, vă rog. Să înțelegem că aceste construcții, dacă se vor prelungi, pe cât termen? Ba, 2 ani? Dacă e mai mult, vă dați seama, deja poate reprezint și peste 10-15 ani tot cu aceste garaje care arată destul de rău pentru o stațiune. Deci, poate dacă e numai 2 ani, e bun. Ca informare, cum am avut discuția și comisia, dar cred că domnul Parțor o să întrebe ca să fie informarea populației și să fie interesați. Am avut în vedere și când am votat în comisie și tot și inițiatorul a avut același lucru în vedere, să, și de fapt cum am discutat și în ședința anterioară, deci luna trecută, în care am susținut că ar fi bine să aducem toate concesiunile să expire la o aceeași dată. În așa fel încât, atunci când se va lua decizia, și Consiliul care va fi atunci va lua decizia, să hotărască efectiv ce va face. Le prelungește, nu le prelungește, le oprește și așa mai departe. Și din materiale prezentate, rezultă că toate concesiunile expiră în 2019 la final. Sunt, deci pe 31 decembrie 2019 sunt expirate toate.
În consecință, propunerea de acolo este ca astăzi să adoptăm o hotărâre a Consiliului Local care să le prelungească automat toate contractele care sunt pe concesiune acum sau care expiră până la 31 decembrie 2019, să fie prelungite până la 31 decembrie 2019. În așa fel încât în 2020, la 1 ianuarie, după 1 ianuarie, să fie Consiliul Local care va fi atunci, să ia decizia să se va face în toate aceste care este așa. Poate să mai schimb, poate. Vă rog, doamnă Ghire. Vreau să intervin și să spuneți pe timpului să ținem cont de lucrul ăsta. Acum 25 de ani, când s-a aprobat aceste concesionări pentru garaj, construirea acestor garaje, nu erau ca mașini în această localitate. S-au dublat, s-au triplat în urmă mașini. Orașul este strangulat de aceste grădini, care sunt puse cu ciuperci în mijlocul unui loc din an. Eu zic că totuși are să ținem cont de un pic, că peste 2 ani de zile să luăm niște măsuri așa, cu un cuvânt mai așa mai, cu tupeu. Și să intrăm în normalitate europeană, să facem și noi niște parcări adevărate, iluminate, numerotate. Și v-am căpat toți locatarii acestui oraș în care nu există unii să parcheze mașina. Ne bucurăm că nu luăm poste, taxe, ne bucurăm că nu are o familie, două, trei mașini, dar nu-i creăm un loc de parcare. Dar trebuie să ținem cont totuși lucrurile astea. Vreau să mai fac că un garaj din ăsta ocupă spațiul unor 3-4 mașini. Odată suprafața ocupată de garaj, și cu odată cel din fața garajului. Grindă nu poate să mai parteze din fața garajului. Mulțumesc. Mai dorește cineva? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Bine. Se abține cineva? Două abține. Da. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Raport general privind starea și calitatea învățământului. Haideți să trecem la proiectul 14, cel mai suplimentar, e mai important, și după aceea e cu informarea așa. Sunteți de acord? Da, domnule. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului modernizare și dotarea Colegiului Constantin Negriu, orașul Mare Vechiu Bacău, Comisia Juridică, adus aparat. Vă rog, mulțumesc. Economică. Mulțumesc. Discuții. Dacă sunt. Nu sunt amintat aici pe revizul general. Așa e că lucrăm cu firme, prețurile sunt mai mult în vedere că doar 5% din tot devizul este din suportat de bugetul local. Cred că ar trebui să o aprobăm de păcate acești bani care ne vin de la guvernul, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Locale. Nu sunt bani europeni, sunt bani de la Guvernul României. Cu toate că ar trebui spus, într-adevăr 5% sunt cheltuielile din bugetul local, dar pentru noi sunt destul de mari. Pățim ca cel care a câștigat la loto un elefant și când a dus acasă, trebuie să vedea în care să facă credit, să cumpere alimente, să hrănească elefantul. Cam așa o să pățim și noi, că totuși suma este destul de mare pentru bugetul nostru, 100.000 de euro este destul de mult, dar o să facem, vreau efortul ăsta să ne aducem aportul la acești bani care vin de la guvern. Dacă mai sunt discuții, vă rog. Acest deviz este fixat și standardizat. Ca să luăm un exemplu. Amenajarea terenului. 17.521. Terenul amenajat, ce de acolo? 37. Da, trece. Totuși, liceul e acord. Nu facem altă lături. Deci dacă facem altă lături, de acord. Trebuie doar asta. Dacă nu facem altă lături...
Și dacă citim revist, nu mai sunt observații. Sigur că are cineva o explicație. Dacă îi chitizăm, probabil că astea trebuie. Dacă nu mai este nimeni, supun la vot, cine este pentru? Împotrivă. Abține. Domnul Mășcăre. Și Nicu Ie. Da. Două opțiuni. Proiectul de hotărâre a trecut. Raport general privind starea și calitatea învățământului din orașul Târgoviște. Vă rog. Vă rog, doamna. Am să încerc să fiu cât mai scurtă ședință, pentru că cine va dori să consulte raportul întocmit de mine, dar de asemenea pot pune la dispoziție ceea ce mi-a spus domnul director pentru întocmit de acest raport. În ceea ce privește rețeaua școlară din localitatea Târgovna, este în mare parte aceeași cu nici modificări. Nici modificări presupun gimnaziul la Colegiul Negrii, că poate că unii de dumneavoastră aveți la cunoștință faptul că în începutul acest an școlar, Colegiul Negrii școlarizează elevi în învățământul gimnazial, am început cu clasa 5-a. Acest lucru a fost posibil în baza unei evaluări externe făcute de o instituție abilitată în Caracip și care evaluează activitatea și calitatea activului educațional din toată țara. Am început cu clasa 5-a anul acesta, probabil că vom continua și în anii viitori. Anul acesta avem școlarizat 22 de elevi, ca element de noutate și de interes major pentru părinții acestor elevi. Ei beneficiază de un after school cu denumirea de școală prietenoasă, gratuit, în sensul îndrumări. Ceea ce trebuie dumneavoastră să achite este contravaloarea mesei de prânz, pe care dumneavoastră, prin Asociația de Părinți, au stabilit-o la un ban cu corespunzător și cu firma pe care au ajuns dumneavoastră. De asemenea, un element de noutate este legat de școala numărul 7 a celor centri de educare, care, după prima în acesta școlar, mai are structura Bacău, dar cu personal separat cu cine de elevi și majorii pe care îi avem în scutea noastră aici la Târgu Ocna. Așa cum știți, școlile de Târgu Ocna și grădinițele au în îndrumare de mare majoritate din Târgu Ocna și din localitățile arondate. În sensul acesta, în învățământul preșcolar, în acest an școlar, avem 383 de copii. Anul trecut am avut cu 23 de copii, mai puțin. În ceea ce privește învățământul primar, care include clasa 0 și clasele din învățământul primar 1-4, are 620 de elevi în total, cu 6 elevi mai puțin decât în anul școlar anterior. Dar numărul este foarte relevant, datorită faptului că cei de la școala numărul 7 au 38 de elevi în învățământul primar, 19 minori și 19 majori. Pentru învățământul gimnazial avem în total 606 elevi. Aici se constată o creștere cu aproximativ 60 de elevi, dar populația școlară de la școala numărul 7 este fluctuantă, ei se liberează, de ce pot spune așa, la un moment dat, deci la școala 7 avem 71 de elevi, din care 29 sunt minori și 42 sunt majori. În învățământul liceal și profesional de la liceul tehnologic avem în total 376 de elevi, atât la cursul de zi 265, cât și la cursuri serale 111 elevi, sunt mai mult cu 10 decât anul școlar anterior. În învățământul liceal, la Colegiul Cenegrii, populația școlară a scăzut față de anul trecut. Anul trecut am avut 691 de elevi, anul acesta avem doar 654, pentru că asta se datorează și scăderilor de la demografice despre care am vorbit anterior. Deci, în total, avem 2639 de școlarizați în localitatea trecut, în care includ și majorii de la centru de educare. De asemenea, în direcția școlară, amintim și turul elevilor, organizat de asemenea între cele 5 cercuri de specialitate, protecția mediului și ecologie, muzică instrumentală, electrotehnică, poliometrie și karting. În cele 5 cercuri au ca număr de înscrieri, deci nu doar elevi, un copil poate să fie scris la mai multe cercuri,
avem 840 de locuri, sunt organizați pe grupe, ne strânză la început până la performanță. Am făcut o prezentare succintă și a resurselor umane, în total salariat sunt 280, de două cadincare, 201 personal didactic, de la educatori până la profesori și maestri, apoi personal didactic auxiliar, asta presupune secretar de bibliotecare, contabil și 54 de persoane personale didactic, inclusiv în grădinițele de la Bicicot, unde avem și personal care servește inclusiv bucătăria. Rezultatele au la învățătură. În anul școlar anterior avem un procent de promovabilitate cuprins între 88,77 și 99,14. Procentul, bineînțeles, că este mai mare pentru procentul primar și gimnazial, făcând să scadă către învățământul liceal și profesional de la liceu tehnologic. În ceea ce privește numărul de elevi promovați, am o ierarhie și ceea ce fac școlilor în ceea ce privește mediile acestora. Totalele promovați, apoi ele promovați între 5 și 6, 99, 7, 99, între 9 și 10. Se constată că pentru învățământul gimnazial și primar, ponderea este mai mare, pentru mediile între 9 și 10, ajung spre 47%. La colegii, mediul între 9 și 10, 33,6%. La liceul tehnologic, mediul între 9 și 10, 6%. În ceea ce privește rezultatele la examenele finale, la școlile generale, examenul final este considerat de valoare națională. Mediile, de asemenea, sunt foarte bune. 45 de elevi de la școala numărul 1, spre exemplu, au media la examenul național între 7 și 10, avem și note de 10 și la școala 1 și la școala 2. Medicurată de 10, la matematică special. La bacalaureat, la Colegiul Național CNBI, un număr mai mare de înscriși, 165 de candidați, dintre care au promovat 144, iar dintre aceștia 16 au avut medii de promovare de peste 9. Și în august septembrie a mai fost organizată într-o sesiune din 47 de candidați, care au inclus și cei din promoții anterioare, doar 10 au reușit să promoveze. Dintre aceștia s-au regăsit și 8 persoane neprezentate. În ceea ce privește liceul tehnologic, ei termină cursurile liceale după clasa 13 seara. Deci bacalaureatul pot susține fie cei din promoții anterioare, fie cei care au terminat seara. Anul acesta sau cumva aceasta s-au înscris doar 4 elevi, au promovat toți. Probabil că au fost conștienți de... Da. Capacitatea lor, dar cei patru au obținut promovare și rezultate bune. În ceea ce privește activitatea educativă în unitățile de învățământ și proiectele de stradă, sunt multe, nu detaliez. Vă reamintesc faptul că chiar conducătorul comunității locale, Colegiul CNBI, are și să facă acele două simțele și cu Clicova și cu Edine. Timpul de care au fost foarte interesați unii și alții, dacă o să considerați potrivit, să știți că elevii de la CNBI își doresc în continuare să participe la astfel de schimburi, de colaborări. De asemenea, două proiecte foarte importante pentru învățământul liceal. În ceea ce privește Colegiul CNBI, a fost câștigat un proiect Erasmus, EuroIT, adresat elevilor de la Profilul Matematică Informatică. Ei vor participa la un schimb de experiență în ciclu. Iar pentru cei de la liceul tehnologic, de asemenea, vor practica pe piața muncii, mobilitatea elevilor prin același program Erasmus Plus. Ei vor merge tot în schimb de experiență doar pentru alimentație cu picăturism, în ciclu și în starea în zona Valenția. În ceea ce privește absenteismul și abandonul școlar, o parte dintre problemele s-au mai rezolvat cu ajutorul acelor programe în cer de monitorizare și îndrumare, dar în continuare avem elevi și în situație de abandon și elevi care trec din diverse motive la școlile din localitatea de Turcă, dar numărul este alarmant. 5-7 elevi din instituțiile de învățământ. Referitor de la starea de sănătate, știți că fiecare școală are un sistem medical, a fost monitorizată starea de sănătate și au înregistrat în trebuie sau ocupare de infecție.
creșterea siguranței a fost asigurată prin fază la cea mai mare parte a școlilor. Mai există problema unde nu există paznici. De asemenea, elevii au mare parte uniforme sau ecutoane. Și mai mult de atât, s-au montat acele camere de supraveghere. Chiar anul școlar trecut, la colegiul Cenegrit, fiecare sală de clasă are camere de supraveghere, să știți. Și ideea de a ușura problemele legate de examenul național de bacalaureat. Sunt protocoale și cu poliția, și cu jandarmeria, și cu inspectorul pentru situații de urgență. Am spus că desfășurăm activități în parteneriat. Am efectuat și o analiză toți, unde am remarcat eu chestiunile care mi s-au părut cele mai relevante, dar cu siguranță poate fi completată. Domnul director, au apreciat activitatea de sprijin a Consiliului Local pentru unitățile de învățământ. Cu siguranță mai e nevoie de multe de făcut în fiecare școală în parte. Domnul primar și problemele fiecăruia în parte. Dacă veți considera că nu e nevoie să completăm acest raport sau să consultați materialele care nu am făcut la dispoziție, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumim, doamna profesoare, de data asta. Domnul președinte, îmi permite să adresez o întrebare. Da. Protocolul la activități, știu că, de regulă, îi aveam invitați și pe cei care, a căror activitate era prezentată. Nu sunt niciun director la școală. Și aș vrea să adresez o întrebare, dacă e foarte răspunde, colega noastră, la liceul tehnologic. Ce profesii, ce meserii să învață? Și din cei care au terminat anul anterior, anul ăsta mai bine zis, câți au fost integrați în activități profesionale, câte s-au angajat în umbră, în localitate. Dacă o să doriți, vă pot solicita de la domnul director o excepție socioprofesională a celor de la liceul tehnologic. În raport am o detaliere și a rezultatelor pe nivel de competență. În ceea ce privește profesiile, specializările la care se pregătesc cei de la liceul tehnologic, pentru alimentație publică, turism, avem ospătari, bucătari, avem, să știți, începând de 2 ani de zile și clase mixte, deci mecanici cu electricieni, de asemenea există clasa de locuitorie și mai avem și o clasă pe termopane. Astea sunt specializările care în momentul de față sunt solicitate și de elevi și cadrele de acum ce baza materială poate să acorde sprijin în acest sens. Cât sunt din cât mobil, cât sunt din localitățile învecinate. Da. Mulțumesc. Da, să vezi. E clar. Mulțumesc. Da. Mulțumim. Vreau domnul atelierului. Are un anumit nivel sau... Sunt ateliere dotate mai bine și altele mai puțin bine. În ceea ce privește atelierul electric, nu cred că e la fel de bine dotat ca cel de alimentație publică turistă. Pentru că e o profesie mai nouă, ca și specializare introdusă la liceu tehnologic, pentru care, da, s-au depus proiecte în sensul dotării. Se caută subiectiv. Cred că aici ar trebui intervenit să aibă o dotare. Eu aminte cu oare nu făceau mecanici aud. Și nu aveau în secțiune nici măcar cel mai simplu motor. Nu, dar să știți că au, pentru mecanici auto au dotare, da? Au și simulatura. Da, și nu știu cum au. Da, domnul Gerea, vreau, spuneți-vă. Am terminat în 1986, la Onești, făceam dare din beton, cu sigla GSC, grupul școlar construcții. Dar erau vândute căi de primărie pe vremea aia. Am primit elevi
pe diverse pregătiri, în mod deosebit, și am zis, suntem agentul economic care putem să acordăm o mână de sprijin, un ajutor, dar să știți că am constatat că sunt exagerate slab la pregătiri, dar constat că sunt o serie de delăsări și din partea cadrelor didactice care se ocupă de practica acestor elevi. Am rugămit să o puneți în temă și cu doamna directoare că este necesar ca acești copii să înveți ceva. Noi ne-am străduit cât am putut, dar în practică și când noi avem de desfășurat niște activități productive, nu putem să ne ținem chiar așa de ușor de acești copilași. Eu sunt de acord că în momentul în care ai uitat pe poarta unității, responsabilitatea ne aparține nouă. Dar aș dori, la un moment dat, dacă este posibil să facem o dezbatere cu ceea ce le pune, o dezbatere împreună, pentru că e păcat că acești copii să nu plece de practica productivă cu niște noțiuni corecte. Mai mult decât atât, eu am avut o discuție cu doamne maestri care se ocupă de lumea lor și nu-mi place să aduc în discuții niște lucruri care nu mi-au plăcut la modul cum s-a pus problema din partea dumnealor ca și cadre didactice și nu mi-au plăcut să știți că eu nu stau la discuții când am constatat că lucrurile nu se regla în tema chiar părintele au un copil de acasă. Nu este problema școlii. Când a intrat pe poarta unității, noi răspundem via la este timpul programului școlar. Constat că nici părinți, nici părinții nu sunt cei interesați. Și aici este necesar să facem un front comun ca să-i dăm copilului ăla o direcție. Dacă nu a avut și n-a obținut o direcție până la vârsta la care el ajunge să facă practica într-o unitate economică, nu-i greu să cred că o să reușim să-l aducem, dar trebuie să facem orice efort pentru altul. Și consider că este necesar o întâlnire. Când dorește doamna directoare, stau la dispoziție pe orice temă de discuții, pe orice problemă doresc să o abordăm, astfel încât să creștem puțin nivelul acestor copii, să nu-i lăsăm că timpul trece și să trezesc până la urmă, cu o diplomă în mână, dar când se vor duce la un agent economic, vă rog să înțelegeți. Vin astăzi, mulți, vin de pe băncile facultății, se prezintă la interviuri pentru angajare, se prezintă la concursuri, exagerat de slab pregătiți. Să ne fie cu iertare școala care o făceam noi într-o perioadă anterioară, nu are pretenția că să se facă, dar măcar elementele, zic eu, necesare ca să-și desfășoare activitatea, trebuie să le aibă. De asta mă ofer oricând să fiu un partener de discuții sau un partener de ajutor pentru acești copii. Mulțumesc, doamne Ilie. Mulțumesc. Eu mulțumesc că a fost în continuare în atenția și problema aceasta. Nu mi-am gândesc și dumneavoastră că am mai discutat pe tema aceasta și cu domnul Ialu. E un moment în care am avut discuția anul anterior. Am transmis mai departe atât conducerii școlii și am stat de vorbă cu 2000 maestri. Mi s-a spus că nu există nicio problemă. Sunt mulți copii la liceu tehnologic cu probleme sociale majore, chiar mai mari decât poate unii dintre dumneavoastră. Dar copiii care, mulți dintre ei au un fundament bun. Ei intru astfel de discuție cu ajutorul conducerii, al profesorilor, al celor care și-au deschis brațele pentru a-i primi la practică, într-o astfel de instituție de la înalt, consider eu. Cred că putem pe mulți dintre ei să-i conștientizăm și să-i ajutăm să devină ceva în viață, să aibă o meserie pe care să o practice cu plăcere. Mulți dintre ei vin convinși de faptul că doresc să practice acea meserie, dar ajung în situația în care să nu înțeleagă și bineînțeles că de aici decurg și o grămadă de astfel de probleme. Eu cred că este realmente necesară o astfel de discuție în 3-4, în cât va fi să fie. Dacă e nevoie să fiu și eu prezent, e foarte bine, dacă nu e cazul să fiu de față, chiar nu-i... Dar eu pot să stau de vorbă cu doamna director și cu tot personalul școlii, cu acceptul domnului director și acelor la certificat din Salina, chiar cred că este nevoie și oportunitatea de a lucra cu electric.
acoperit nu era foarte larg și mulțumim pentru sprijinul acordat. Cred că de aici acolo, da, dacă am pus punctul pe ei, putem să facem mai mult. Și pentru comunitatea noastră, și pentru acești tineri, și pentru ca aceștia să nu deranjeze până la urmă programul de lucru la salile, să fie util, să fie... Nu, da. Nu vorbim de la eu, okay, suntem oameni care putem să le dăm un sprijin la acești copii. Și dacă da, putem okay. să le dăm un sprijin, să le dăm... Eu vă mulțumesc că mai aș fi dat să mă opus personal să realizăm această întâlnire și să facem ceea ce trebuie, sau cum putea să... Mulțumesc! De-aia ziceați că trebuie să fiți aici prezent. Mulțumim! Având în vedere faptul că nu trebuie să votăm la acest punct de ordine de zi, deci, dăm cuvântul domnului primar pentru următoarele de ordine de zi să ne informeze, vă rog, domnule. În perioada 7-9 octombrie am fost în vizită în localitatea Ren din Ucraina. Și am stabilit o întâlnire care a avut loc cu domnul consul general și o întâlnire pentru înfrățirea Craiului Ovelopol și Craiului Cetatea Albă cu județul Bacău. S-au făcut primele discuții, urmează să se semneze acest protocol. Tot în această, în această perioadă am fost invitați în localitatea Capapria, Sideralul Dumnezeu Cantelie, din Republica Moldova, unde am semnat o înțelegere din înfrățire cu această localitate. Al doilea pe această care să mulțumesc și domnilor consilieri care și-au lăsat problemele cotidiene și am înțeles că avem și această obligație de a participa la un asemenea moment, având în vedere că și cei din Republica Moldova au fost la Fembolă. Pe data de 9 decembrie suntem invitați la semnarea protocolului cu localitatea Cea de Lunga din Republica Moldova, din Gruzia. O delegație în care a participat domnul viceprimar și o parte din consilieri s-a semnat primul acord și acum sigur trebuie să semnăm acordul final. Deci, vă rog, domnii consilieri care doriți să participați la această întâlnire, cu mare plăcere sunteți invitați de către primarul de acolo. Știți că a fost amânată data prin faptul că au existat probleme, un accident de circulație, unde 5 tineri au fost accidentați mijlați și s-a amânat această dată. Este bine să facem aceste protocoale de înfrățire, care pentru localitatea noastră sunt binevenite, având în vedere numărul turiștilor care cresc an de an. Și să știți că și de Borna au sunătățit locul libere. O mare parte din ei sunt din Republica Moldova. Dacă nu ieșim, dacă nu ne facem cunoscuți, nu vom putea să atragem turiști. Și dacă rețineți ce au spus și cei din Italia, la care ați participat și unul ați consilier și vă mulțumesc foarte mult că ați fost la acea întâlnire, a spus, cine doriți să o facă cunoscut dacă nu dumneavoastră? La graniță nu este niciun anunț câte Borna, nici în zona noastră nu a apărut nimic, va trebui să facem și pliante, în mai multe limbi, numai așa vom putea să mărim numărul de turiști și din informațiile pe care le-am la directorie, cu 15-20% în acest an sunt mai mulți turiști ca în anul trecut. Un rol important îl avem și noi în promovarea localității noastre. De aceea vă rog, vă invit și să participăm și să facem cunoscută localitatea pe toate căile posibile, iar această înfrățire este una din aceste posibilități. Toate aceste întâlniri au avut loc prin Consulatul României de la Odessa, unde am avut un sprijin deosebit din partea domnului consul general. De asemenea, și în Republica Moldova, vom avea de 1 decembrie un grup de primari de la Ionul Ialoveni. Cu acest raion am discutat și o înfrățire împreună cu județul Macău și este bine să facem cât mai multe înfrățiri cu Moldova și cu Ucraina, dar și cu celelalte țări, acolo unde avem posibilitatea, așa cum facem cu Italia. Am avut o delegație din
Cehia, Belorusia, a fost ambasador în localitate, am venit la întâlnire și sigur de mi-a exprimat intenția de a găsi localități cu care să ne înfrățim și din aceste zone. A fost Elveția, Belorusia și Cehia. Este un interes pentru noi și în Polonia și am lansat și către ambasador la Polonia o asemenea scrisoare de intenție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pinar! Domnul... Vă rog, domnul, vă rog. Nu știu dacă mai întrerup în desfășurarea lucrărilor. Nu, dar... s-au epuizat pe ordinea de zi, putem discuta, am stabilit că dacă avem probleme și interpelări sau alte declarații de făcut, conform regulamentului le putem face, le facem la sfârșit. Vă rog. Nu aș numi eu nici interpelare, nici declarații, permisiunea dumneavoastră sau să o anunț în bucurie, conform tradiției, pe data de 2 decembrie, Salina Târgăurna se întâlnește de anul Bisericii Sfânta Barbara din Suteran, la orizontul Mâna totuși. Cu această ocazie vă rog să-mi permite să vă invit și să vă fac cunoscut evenimentul. Cine poate, cine are plăcere, cine are posibilitatea, pe 2 decembrie, în intervalul orar de la ora 7 la ora 13, se va oficia slujba la Biserica Sfânta Barbara. La ora 9. Mai ora. Pe 2 decembrie, ora 9. 2 decembrie, de la ora 7 la ora 13. Poate la ora 13. Să oficia slujba, da? Deci, la ora 9 va sosi în altea Sfințitului Iachim Băcăoanu, care va aduce cu această ocazie și moaștele Sfintei Mucenițe Varvara de la Biserica Răducanu vor fi aduse la Biserica Sfânta Varvara din Subteran și vor fi așezate pentru eternitate acolo. Și cu această ocazie vreau să vă spun că va fi și un cor, Armonia, de la Constanța, adus prin protocopiatul Bunești, care va desfășura la sfinele programului, la sfinele slujbei, va desfășura și un mic concert de cântece religioase și colinde, având în vedere și sacrificiul și sărbătorul de Diana. Intrarea este gratuită, deci, în acest sens de vedere, vă așteptăm cu drag la acest, la acest eveniment. Am dorit un consilier să vă informez că dacă în plan turistic aceste colaborări pe care noi le-am avut cu Ucraina, pe plan religios, dă de o chestie, o realizare deosebită. Pe 2 februarie am fost cu o delegație de 7 preoți din zonă, frânte cu Părintele Protocopul Bărdoan, la Odessa. Am fost invitat de Mitropolitul Agafan, el este Mitropolitul Odessa. Înainte am avut 2 întâlniri cu Înalta Sfinția Sa, facilitate de către domnul consul general de la Odessa. Și am solicitat în scris, de verbal și apoi în scris, să ne dăm moaștere Sfintei Barbara. Nici eu n-am crezut atunci că vom realiza acest lucru. A trimis 2 delegații din Ucraina, de preoți, au văzut și am avut satisfacția să primim moaștere Sfintei Barbara prin preotul protocop rustic de la cetatea Aur, care au fost înaintate printr-o scrisoare în care se spune că sunt dăruite orașului Târgu Ocna în cea mai frumoasă biserică în sare din Europa. Deci un lucru deosebit, sigur că și în alta Sfinția Sa a cerut Episcopii Românului un veșmânt de la moaștele Sfintei Paraschiva. Eu cred că este o mare realizare și că biserica din mână, având aceste moaște, pot e un punct de atracție deosebit. Este iarăși o realizare prin aceste colaborări care am avut. Vă rog foarte mult pe data de 1 decembrie. La ora 12, este o greșeală, câteva invitații s-au făcut cu 14, era cu niște o fată care care este persoana care a greșit. Eu cer scuze pentru o greșeală. La ora 12 vă așteptăm în fața primăriei să participăm la niște manifestări dedicate de 1 decembrie. Au fost mai multe discuții, să facem în 29, să facem în 30. Spre surprinderea noastră, jandarmii nu vin, elevii nu vin, știți, fiind zilele libere. Eu cred că ziua națională este una și nu cred că cuiva dintre noi i-ar place așa să fie cu 2 zile înainte de ziua națională, sau hai să o facem atât la 5 ani, la 10 ani și nu o mai facem. De ce? Vă rog tare mult, haideți să facem ziua națională pe 1 decembrie, așa cum este normal să o facem.
Și vă rog că rămân să știți și dumneavoastră. Și cetățenii orașului sunt bucuroși atunci când văd toți consilierii. Și eu sunt mândru să am toți consilierii alături de mine și de salariații primăriei, mai ales domnul consilier și domnul consilier din opoziție. Sunt mândru atunci când opoziția este aici la primăriei română. Deci vă așteptăm de 2 decembrie. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Și pentru ședința din decembrie, o să vedem cum se putem să facem, dar una și de festiv, de sfârșit de ea. Da. Mulțumim, domnul Ilie, pentru invitație și vă felicităm pentru organizarea evenimentului. Mai este cineva? Mai vrea cineva să ia cuvântul? Crist, domnul Ciudatare. Asta era problema, da. O să am eu de adus la cunoștință o problemă neomră. Vedeți că sunt la intrare în parc acolo unde e organizarea de șantiere de la, și de la Herbașul. Sunt 3 dulăi de câini, nu știu dacă în ultimele 2-3 zile nu i-am mai văzut, în momentul dimineața acolo așa. Și chiar au legat niște foarte agresivi, unul dintre ei foarte agresiv, dacă nu eram acolo, mușca un copil. Până la urmă, săracul copil s-a încremenit, nu știa ce să facă, a scos pachetul din ghiozdan și l-a dat câinelui. Plus că sunt și cei care merg la fabrică, la Cojna și din Coce, așa, și chiar mi-au spus, uite, domnule, haideți să faceți ceva cu acești câini. Vedeți, societatea, domnul director, că trecut la dumneavoastră această activitate. Teoretic, nu știu practic, dar și practic. Și mai este o problemă în parc. Toate luminile se din oraș, lumina cu ora public se stinge dimineața la 7 fără un sfert, numai în parc la 7 și un sfert. Nu știu dacă nu v-a informat nimeni romică acolo care stă acolo și de ce stă, sau băiatul lui, nu știu, un pasnic așa, care nu știu, trebuie reglat ceasul probabil. Așa, băiatul romică care e pasnic acolo, putea să vă informeze, dar el stă acasă și lasă mașina acolo și se mai duce pe la 6. Acum, de când mă mai duc eu dimineața în parc, așa și mai merg. Și a schimbat, da? Dacă întârzi sau dacă mă duc mai devreme, mai prind așa. Își face rolul. Da, el își face rolul de dimineață și lasă mai mașina. Da, ar mai fi niște probleme, dar le lăsăm pe luna viitoare. Da, mai era o problemă, dar e mult de discutat cu gunoiul ne-menajer, cu lăsăm pe luna viitoare. Am văzut și postat pe internet un filmuleț cu un cetățean care a aruncat gunoiul. Până la urmă, trebuie să ne punem de acord și să luăm o hotărâre ce facem cu gunoiul altul decât cel menajer din zona verdare. O să discutăm, probabil, începând din ianuarie. Chiar vreau să am notat aici, dar e mult de discutat și nu cred că... Da. Nu, e amânată, dar haideți o dată să ne adunăm și să ne punem, să găsim o soluție. Nu se mai poate continua. Chiar se adună mult cu noi altfel decât cel menajer în zonele de urbane. Trebuie să ne punem cu toții de acord și să găsim o soluție. Că așa că spunem... Sunteți de acord ca ședința viitoare, în decembrie, când cu tot facem impozite și taxe locale, să stabilim un preț pentru gunoiul neconform. Din cei 9,61 de bani, societatea nu poate să adune tot gunoiul. Pentru cel menajer ar face față. Dar pentru tot ce se aruncă în zonă, trebuie să vedem ce face. Punând această taxă, obligăm primăria să dea bani în plus pentru celălalt gunoi care adună conform. În aceste condiții va trebui să luăm o măsură încât să avem cât mai puțin gunoi neconform. Și va trebui să trecem la sancțiuni și la măsuri de constrângere pentru cei care aruncă acest gunoi. Nu putem să stabilim o taxă suplimentară în oraș pentru gunoi, dar putem să stabilim amenzi pentru cei care nu înțeleg că nu trebuie aruncat gunoiul neconform. Și dacă sunteți de acord, în decembrie venim cu asemenea taxă, sigur cu un complex de măsuri care trebuie să luate pentru reducerea acestei cantități atât de mari de deșeuri care până la urmă trebuie să la facă. Vreau să vă dăm dacă există cadrul legal, da? De sancționare. Sigur, există. Există proiect, este hotărâre de consiliu. Ce nu se aplică?
Ce de la Cuzidru? Avem compartimente medie aici în primărie. Uite, avem cadrul legal. Acum este cadrul legal. A trebuit cetățeanul respectiv, acum amendat. Da, deci am amendat efectiv. Până la urmă, tot discutăm, să montăm camere de supraviețuire. Vă rog, domnul. Pe lista de investiții, la ce până am văzut, am făcut și achiziționarea unui sistem video, prin care am spus eu că se vor reduce foarte mult dolarii de menajere aruncate, inclusiv cu amendarea celor care aruncă aer pe terenul în loc de amenajat. Dacă s-ar fi implementat la nivelul primul trimestru, așa cum ziceam, așa, azi nu am fi discutat despre mărit și taxe în plus la urmăși. De acord, domnule Ciucă, numai că mi-ați spus-o doar dumneavoastră, cu toții am căzut de acord și toți am spus că sunt necesare aceste camere de supraveghere să fie montate la locurile amenajate pentru bunul. Și am văzut numai viitor. Da. Eu vreau să zic. Vă rog, domnul Panțărân. Problema cu... Am mai discutat și chestia asta, cu aglomerația asta din centru, cu parcările, deci parte, știu, e o problemă grea. Deci toată partea a ocupat-o taxiurile, din coace față în față, greu găsești un loc de parcare și nu de altă, dar există un domn agent, Arghel Dumitreu, care stă la pândă și cam rezolvă cu toți turiști, toți cetățenii din oraș. Chiar dacă stă. Turiști. Da. Chiar dacă stă un pic, să spun, oprește, omul se uite să vadă unde ar putea să intre, să oprească mașina un pic în centrul orașului. Cred că sunt și foarte multe mașini ale cetățenilor parcate acolo. Domnul Arghir Dumitrescu stă aici, că m-a interesat cine e, aici, în dreapta, și îl pândește. Numai dacă a oprit, îl oprește și îi dă amendă. Eram împreună. Vă rog, da. Domnule, vă rog. Și nu știu dacă... Păi, susțin punctul de vedere al domnului... Pentru că eram într-o zi chiar, noi discutam o problemă și am văzut că trebuie un punct ca și taxat. Da, deci imediat, nu discută, adică îi dai în carne vie și nu cred că e un lucru chiar atât de vandabil pentru stațiunea noastră, din prima și. Asta e. Dăm o ocazie. Ne avem locul de parcare, trebuie să facem ceva. Ori punem taxe, ori zona centrală, mă refer. Da, dar zona centrală, dacă vedem. Vedeți, ne interesează această problemă și așteptăm propuneri din partea noastră. Problema nu e simplă, așa cum spuneam domnul Panțărân. Ultima discuție care am avut cu domnul comandant de la poliție, s-a întors doamna Stasiu la Târgoca. Vom redeschide pe ambele sensuri circulația pe Alexandru cel Bun, care a fost oprit atunci când Crășurul Mănica domnului Guilea mai de bun. Și eliberăm puțin pe Maior Roșiță, pe Maior Roșiță, și vom face sens unic din față de la Zanfir, pe strada 1 mai până în Căptan Bușir, numai acces din strada principală, din Republic, din Păstache de Gri, și nu mai dăm voie dinspre piață. Exact, cum am vrut să facem. Asta două măsuri. Dar vă rog tare mult și dumneavoastră să veniți cu propuneri, că nu este destul de simplu. Este foarte bună problema care a ridicat-o dumneavoastră. Într-adevăr, cei de la poliție stau chiar pe centru, și este adevărat că mulți turiști se plâng că pentru nici nu au altă posibilitate să oprească mașina. Am înțeles. Și eu cred chiar că au vrut o banda de circulație, deci nu încurcau. Eu aștept propuneri de la dumneavoastră, le punem toate, discutăm poliția și încercăm să facem cât mai mult ca circulația să fie mai bună în oraș, pentru că sunt destul de probleme. Da. Am înțeles că semaforul s-a montat, dar nu funcționează. Nu este mai au ceva de... Am montat ultimul timp de semafor ca să nu avem probleme la școala numărul 1. Acum o să-i dea drumul și o să le dacă nu mai vreau să și ar mai fi o problemă ridicată de un doamnă profesoară, chiar și la dumneavoastră în emisiune, despre modelele de noi am plasat între două momente istorice, m-a rugat să ridic această problemă în Consiliul Local. Dacă putem să le mutăm, să le găsim un loc. Poate găsim dumneavoastră un loc să vedeți. Bine ați spus și la asta. Ați vorbește, dar nu corect. Haideți să vă spunem ce vorba. În spatele acasă, domnule, știți, pobiere de gunoi din spatele Casei de Cultură, din spatele bibliotecii. Da. Doamna spune că cele două pobiere care sunt între monumentul eroilor sovietici și Sfântul Nicolae să fie duse tot în zona aia de acolo. Și vă dați seama ce e acolo și ce zonă este. Deci se vorbește, dar nu știm unde. O să încercăm să găsim undeva în spate, la blocul E4, să găsim undeva, nu știu. Deci nu-s destul de infecte, să mai... Da, să le mai aducem și pe alea de acolo. Asta e toată problema. Am încercat să le... Este dedicată, dar nu-i bine alea de-a până dintre cele două. Păi da, dintre cele două arată mai bine aia dintre monumente decât de dincolo.
Auziți, de acolo, că tot ați deschis subiectul din spate la bibliotecă, acolo am început să arunce inclusiv angajații care trebuie să ridice. Inclusiv ei nu mai bag în bubele. Dar când vedeți asemenea aspecte, haideți să ne sunt situați. Sunt filmate, sunt comunități, sunt date, sau deja văzut. Deja s-a ajuns sub situații destul de... Domnul Ilie, vă rog, ați. Aș reveni la timp o întrebare, pentru că probabil se cunoaște stadiul lucrărilor. Am făcut câteva adrese în perioada anterioară, 3, 4, 1, 2, 2, nici nu mai contează, cu finalizarea canalizării. Noi am primit două adrese, una de la CAR și una de la Primăria Orașului Târgoviște, și la data de 30 noiembrie va fi gata și ne vom putea cumpla cu unitatea. Pentru că vă spuneam și în acele adrese, altfel este necesar să refacem, să reluăm procedura pentru elaborarea din nou a documentației de gospodărire a apei. Dacă este posibil, dacă va fi, zic eu, nu neapărat 30 noiembrie, dacă cel puțin pe la sfârșitul anului există posibilitatea ca să ne raportăm la canalizare. În acest tema avem și noi de la CRAP. Lucrările vor fi terminate până atunci, până deci nu se mai fac plăți pe data de 30, însă stația de depurare nu poate fi pusă în funcțiune din constatările mele. Am fost acolo, o stație de depurare se pornească, e o perioadă, un proces tehnologic destul de complex, până vor porni. Cred că la primăvară oricum vom avea pornită canalizarea, dar dumneavoastră nu mai faceți alt proiect. Bazați-vă pe această scrisoare care o aveți și rămânem să ne branșăm la această canalizare. Trebuie să răspund la instituții, tot la instituțiile statului, pentru că eu lucrez cu apele române, la minimă contul. De acord, dar atras scrisoarea apelor române, ca să ieși toată lumea, spune că pornim. Deci ar fi păcat după aproape 4 ani, a 4-a iarnă, acum când locuitorul orașului suportă aceste lucrări, și să nu avem, până la urmă, tot rău spre bine. Pentru că o canalizare pe 27 de kilometri, nu este atât de simplu de făcut și este una din cele mai mari investiții care a avut orașul. Am luat și intervalul de timp să ne raportăm sfârșitul Eu cred că sfârșitul anului, dar stația de epurare sunt făcute toate circuitele. Deci noi avem circuitul făcut de la stația vechi de epurare, mă refer jos la strada Mândătura Cenegrii. Avem legături făcute spre stația nouă de epurare. Pentru noi, treaba nu e foarte complicată, pentru că nu mai transmitem apele uzate spre stația veche, ne dirijăm spre stația nouă. Dar la montarea echipamentelor în stația nouă, mai sunt ceva probleme, pentru că, nu știu, ar fi bine să faci o listă în teren acolo, de stația de epurare, ce cuprinde, este o treabă finală. Da, da, cam la cât, la ce timp să ne aștept? Nu vă pot, eu spune, nu aștept. Nu, primăvară. Trebuie să pornească, pentru că nu mai pot ei. Constructorul nu mai plește niciun ban, nu se mai fac finanțe, CRAB-ul trebuie să o pună odată în funcțiune și este ultimul termen care s-a aprobat această prelungire a termenului până în funcție. A fost o lucrare simplă. Vedeți că acum la proprii tehnologii care le fac, au găsit o parte din cămini infundate, au găsit câteva defecțiuni, pentru că bag un robot, un robot intră în camera de luat vedere, pe conductă și acolo unde garnitura sau la cămine constată anomalie, trebuie să intervine și se repare. Ei sunt în faza asta. Acum au refăcut plombele în anumite zone, oricum este spre finalul. Dar 30 de ani este tema pe care mulțumesc. 2017. Mai simplu să trebuie ca stații de transfer. Mulțumim pentru participare, dragi colegi. Declar ședința.